Și încă o întrebare care o consider bună. Ce influență are muzica asupra minții? Deci în urma unei cântări, Elisei a avut o altă legătură spirituală. Pentru că o cântare este mai mult decât o simplă vorbă. Ca să vă dau un exemplu. Îi tot una, dacă îți spune soția sau soțul sau un băiat sau o fată, dar la vreme, te iubesc așa cu un zâmbet, cu un anumit timbru, să spună, te iubesc! Zici, bă, ce-o zis? Deci nu-i tot una ce note folosești. Cântarea e mai mult decât vorbă simplă. E vorbă armonizată, arcuită, încărcată, îmbogățită. Și aia are greutate mai mare. A avis cântăreților. Ne urcați la muntele casei Domnului. Ne-am spus la cântăreți, pe unde mai mă duc uneori, când îți chema la evanghelizare, întreb cine cântă. Că dacă mă pune să predic după niște rocheriști, apă de ploaie. După ce eu coborât în vale, să mă apui eu să-i sui în deal. N-ai cum. Nu se poate. Am avut o experiență undeva în Ardeal cu un grup din ăsta. Versurile erau frumoase, dar când o da drumul la instrumentație, perească Dumnezeu. Să nu te prinde necăjit că... Și i-am întâlnit la o altă evanghelizare și am stat cu ei de vorbă la masă. Băi, băieți, zic, cântările voastre zic două feluri, bune și rele. Ca nu dai o spățule de oaspeți. Dar aia rele trebuie afară. Mă, nu sunt îmbrăcate corespunzător. Da, frate, dar noi suntem diferiți. Zic, interesant. Eu n-am știut că Dumnezeu a făcut oamenii două feluri, numai de un fel. Făcut unul și ceilalți toți din ăla. Mă, zic, hai să fac probă dacă sunteți diferiți. Uite, vă bag într-o cameră frigo, la minus 40 de grade, și numai în tricou. Și vă întreb, n-ați transpirat? Vă dau un prosop să vă ștergeți. Păi frate, dar la minus 40 de grade. Mă, dar voi știți diferiți, bă! Știu eu cum o fi, să fii diferit. Zic, dar n-am cameră frigo. Las că vine vara, la plus 40, și vă dau și șuba mea și vă întreb, nu mai cumpărăm un palton? Frate, dar la plus 40 de grade. Dar voi știți diferiți, băi! Dar zic, dar la ce ești diferit? Când mânci, tu nu ești tot ca altul, stomacul tău are alte reacții. Sângele tău nu-i tot la fel? Toți suntem la fel. De-aia nu se poate ca la unul o muzică rea să-i facă bine și altul să fie, muzica să fie așa, pe zero. A, religioasă. Nu face nici bine, nici rău. Nu se poate. Muzica este un cuvânt încărcat, îmbogățit, care atinge corzile cele mai sensibile ale sufletului. De aceea vă îndemn să nu uitați, să nu pierdeți în vedere fiecare să lăudați pe Dumnezeu. Să fiți atenți ce muzică ascultați. Foarte important. Astea lucrează direct. Nu mai trebuie comentarii. Dumnezeu să ne dea har și prin cântare.